dimineața. Pregăti mașina? Pregătit mașina, că nu vedeam nimic în oglinzi. Uleu. E călduț afară, dar nu e chiar. Bing! Ce faci, cățelul? Ce faci? Tremură băiatul? Nici nu am deschis geamul. A zis că am încălzit. Cum se tremure? Nu e, ce l-a oprit? Nu l-a oprit? Nu. Beni l-a oprit, a zis că e prea cald. Da, și să se dezaborească geamul și după aia mergem. Am stat o zi în plus față de ce ne-am propus. O zălăutare seară, nu știu dacă am pus dacă am pus pe video sau nu. Dacă n-am pus, doar vă spun acum. Nu ne-am gândit că o să, ne-am gândit că mergem să ne vedem cu un prieten, să mâncăm, să bem. I-am spus și lui aseară. Nu ne-am mai văzut de 5 ani în România. Ultima dată cred că ne-am văzut la lăutari. În România, da, în București. Și zic, Cătălin, nu credeam că ne vei duce tot la lăutari în Danemarca. Nu, da, a fost așa o întâmplare, că nu... Da, nu și-a propus. N-a propus să... A fost la un restaurant, pur și simplu. Domnul venea doar în weekend. Domnul, Nea Costel. Nea Costel venea doar în weekend și acum a venit, era pe acolo. În fine, astăzi trecem în Suedia. În Suedia n-am avut de făcut formulare, n-am avut nimic, trebuie doar vaccin. Da. Singura chestie pe care a trebuit să o facem a fost pentru Benica, să-l înregistrăm pe un site, dar lor... Ca să-l declarăm. La vamă, cum ar veni. Da, și numărul cipului, cu pașaportul. Da. Făcând asta, te poți duce, dacă va fi vamă, așa am înțeles, poți să te duci prin Green Lane și n-ai nimic de declarat. Da. Ai declarat deja. Dacă nu, puteam să-l declarăm și acolo. Dar merge mai rapid așa, dacă îl declare. Zici doar rasa, numărul pașaportului și numărul microcipului. Benji, cauți aici. Trecem podul ăla, astăzi ne usucă de bani din nou. 100 de euro. Toll Road. Da, știm. Știm, Malu, știm. Interesat, da. 45 metri, suntem ok. Stop for break. Podul ăsta este un pod extrem de lung. Are 8 km, nu? Da, și leagă Copenhaga de Malmo, Danemarca de Suedia. Momentan. Da, 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 te trăznește la final, știi? Dom'le, era un semn mic acolo care scria Toll Road la început, nu l-ai văzut? Ce o să facem? Să te întorci? Da. Pe unde? Așa, dacă ți-a luat la început, poate îi zice 100 de euro, lasă că mă întorc acasă. Merg pe mare. Da, merg cu barca. În prima fază este un tunel. Te uite. Până la o insulă artificială. Și de pe insula aia, până la Malmo, este pod. Uite. Aici vezi, insula, pe aici. Hai. Ne credeți pe cuvânt că nu poți să îl bat capa. Pentru noi, dar pentru ei nu e așa sumă mare dacă stai pe aici. Plus că există tot fel de abonamente, de tipuri de abonamente, de... Da. Cum se cheamă aia după in geam? Biz number. Da.
price 1000 de ăștia? Nu, 70, 790 de caca, nu? Asta da, e. Da. Enterpin. Știi, Pio. Nu proft. $526. Mm, peste 100 de euro. Da. Hai. Total customs, pasaport control, nimic. Nimic. Momentan. Lasă băieții ăștia să trecem așa? Nu trebuie să o împac acolo sau ceva, nu? Nu, nu, nu. Hai, mergi înainte, mergi înainte, gata, gata. Hai, fugi, fugi, bagă, bagă. NFS. Ce ai zis? NFS. Ah, ok. De ce credeai că am zis? Nu știu, mi vese zici? Ce? Nu, hai, NFS, bagă. Ai învățat suvieteză sau care? Bună dimineața! După cum știți, suntem deja în Suedia. Aici am dormit azi noapte. Se numește cumva Krakerid, ceva, o rezervație naturală. Iar aici este o parcare. Avem aici semn frumos. Avem acolo coș de gunoi. Acolo niște informații. Aici o măsuță cu niște scaune. Asta nu era aseară când am venit noi. Aici am campat noi, destul de drept. Aici am înțeles să ajunge la plajă, plaja de lângă lac, lac, un lac acolo. Iar aici este toaletă, o toaletă foarte mișto, foarte curată. Cam așa arată lucrurile pe aici. Foarte curat, totul miroase a nou. Cum așa arată. Curtie igienică cu tot ce trebuie. Bună dimineața! Neața! Cum e afară? Neața, Bojica! Beni! Bojica vrea afară! Beni! Uite aici! Hei! E frig rău? Nu, e decent. Ha? Scoate cățelul, hai! Deja? De la ora asta, Bojica? Vrei afară cu tati? Vrei afară? Nu pare! Hai afară! Nu pare! Hai afară! Bine! Ce iubi? Deși am mai condus. Zi. M-a lăsat, am mai condus, dar acum n-am mai condus de mult. M-a lăsat pe mine să mă bag pe autostradă, m-a dus să m-am pus să fac așa o grămadă până să intru pe autostradă. Deci gândiți-vă că i-a condus după în București, unde este mult mai nașpa și mult mai rău. Și nu o conduce aici, da, de era, densitatea de mașini. Atunci era goală. Atunci era goală. Era căsuța noastră. Să zicem. M-am mai relaxat puțin de tot. Deși am permis de peste 10 ani. Mă simt așa foarte ciudat. Pentru că e ca și când aș conduce o cutie, un camion, știi? Cu tine cum e îndreaptă. Și mie mi s-a părut la început ciudat. Era cel mai mare vehicul pe care l-am condus. Așa, o perioadă mai mare de timp. Da, îmi place pe aici, în Suedia, că este mai liber. Este mai liber, dar nu e așa aglomerat. Ca în Germania, de exemplu, că acolo mi-a fost frică să conduc. Ce? Am update la macOS. Următorul. Da, mă simt așa ciudat să îl adaptez pe ăsta la softul ăla nou și șmecher. Oră că ne-au ruinat țările astea. Nu găsim și noi 6.000 de oameni să dea câte un euro să-mi iau și un Mac-ul ăla nou? 8 tera SSD? Nu pot să fac aici glumițe. De aici nu pot. Silver rains of gold.
Update, mai avem 150 de kilometri. Conduc de la 220. De când mai aveam 220? Deci avem 70 conduși. Ia să vedem ce e acolo. Avem 142-47. 147, da? Da, bun. Am zis, păi, fac, te duc până la Stockholm. Nu intru în Stockholm, dar te duc până acolo. Păi, da, așa am pretenția. Da. Și afară vremea este superbă. Da, este un soare. Nu credeam că iarna în Suedia va fi atât de drăguț. Dar bine, nu vă lăsați păcăliți de cerul ăsta fără nori și... E frig. Frig, mă rog, mult mai cald decât mă așteptam eu să fie. Depășești tirul ăsta? 6 grade, ce? Depășești tirul ăsta? Depășește-l. De ce? A doua depășirea mea. Da? Stăm noi după toți fraierii. Forți! Hai că n-a fost așa rău. A fost mai greu decât mă așteptam să fie doar o benzinărie. A fost niște sensuri giratorii. Deci am mâinile țapene de la stat așa și degetele astea. Nu mai pus. Bravo, iubite, ai descurcat excelent. Și am ajuns la locul nostru de parcare din seara asta. Vlogul ăsta n-are foarte multă substanță pentru că am filmat încă două vloguri astăzi. O să le vedeți sau le-ați văzut deja, nici nu știu încă. Am parcat într-o parcare foarte interesantă. E cu pe jos piață. Interesantă zic pentru că aici scrie în felul următor: 10 coroane pe oră sau 50 de coroane pe 24 de ore. Și noi evident că am plătit 50 de coroane pe 24 de ore, 50 de coroane care înseamnă undeva la 5 euro, ceea ce este super bine. Având în vedere prețurile din partea asta a lumii, e ok. Și hai să vă arăt aici cum se vede orașul. Ar fi fost mișto să parcăm aici, doar că aici scrie explicit cum că e voie doar 3 ore. Se vede foarte mișto. Nu știu cât reușiți voi să vedeți. Și surpriza mea a fost să văd că aici locurile astea de parcare sunt dotate cu stații de încărcare mașini electrice. Și am așa ceva. Un boost ăsta mic. Nu că am avea nevoie neapărat, că avem vreo 75%. Am încărcat ieri dimineață. Dacă e să nu fie soare deloc, trebuie să încărcăm undeva la 3 zile, hai, 2 maxim, dacă depinde ce facem noi. Și sunt aici stații de încărcare, dar fără nicio instrucțiune, fără nimic. Niște mașini aici de la primăria Stockholm, cred, sau nu știu ce înseamnă chestia asta. Faza e că cu ajutorul Google Translate am citit aici pe semnul ăsta de parcare că scrie list places, adică spații de parcare închiriate. Aici scrie chestia asta. Și mai scrie și aici jos undeva ceva. Dar am mai găsit o chestie interesantă. Acolo este un automat de parcare, dar nu am plătit pe net. Da, am mai găsit o chestie interesantă. Când dădeam eu rotocol la parcarea asta, că aici în centru nu zice nimic. Acolo scrie tot așa 3 ore maxim pe margine și acolo la fel tot așa 3 ore maxim. Iar aici în colț, era vreo 3 Tesla, acum mai e doar una. Ce să vezi, sunt două stații de încărcare mașini electrice cu câte două porturi fiecare. Ok. Și la fel, nu scrie nimic, nicio instrucțiune, nicio nimic. Dar, după cum putem vedea aici, dacă e verde e ready, dacă e albastru e charge, dacă e roșu e fault. Și hai să încercăm. Fac și eu adaptorul meu aici, care este setat pe charge direct. Face flash, bum bum, și albastru. Deci încarcă. Deci,
sunt șanse să vin să încarc mașina electrică, să încarc autolot aici. M-am uitat pe semnul ăsta de parcare și scrie că ai voie să stai aici atâta timp cât mașina ta se încarcă. Deci, zice while ongoing parking, while ongoing charging, ceva de genul ăsta. Nu zice rezerva mașini electrice, nu zice nimic de genul. Și atunci, teoretic, este perfect legal aici. Acolo este o stație de tren, ia să vedem. Mi-e foarte frig, da? Zicea pe Park4Night că avem stația de tren foarte aproape și este foarte aproape. În seara asta este destul de târziu și am muncit foarte mult astăzi și nu mai vrem să mai vizităm orașul, dar mâine o să vă arătăm orașul cu siguranță, pentru că și noi vrem să-l vedem. Dar pe zi o să vă povestim mâine cât de scurt este ziua aici, acum, în perioada asta anului. Deci, maxim 2 minute de mers pe jos și e stația de tren aici. Bun. Și încă o chestie interesantă este că am găsit un Wi-Fi al orașului sau ceva genul ăsta, dar n-am reușit să-l fac să meargă până acum. Vedem. Dacă avem și Wi-Fi și curent nelimitat, nothing can stop us. În afară de frigul ăsta de afară, care este sfârșitor. Gata, ne vedem din autorul. Am fost toată ziua pe drum. Am și condus. Da. Cum credeți că m-am descurcat? Răspundeți-mi în comentarii. Lumea n-a văzut, dar am văzut eu. Și pot să vă spun că s-a descurcat absolut extraordinar. Mai facem. Asta e o problemă pentru tine. Că trebuie să mai bagi. Băgăm o pizza de urgență. Asta este mâncarea noastră de urgență. Și o facem la tigaie. Chiar dacă nu avem cuptor. De ce? De urgență? Da, este mâncarea de urgență. Îmi place. Este soul food, comfort food. Pentru tine. Da. Și o facem la cuptorașul nostru, adică la tigaie. Da. Avem curentul aici lângă noi, mă duc mai încolo, o bag repede, o oră, suntem bam, fresh. Până face Ana pizza, eu o să mă duc să încerc să văd dacă merge netul ăsta de la băieții ăștia de aici, suedezi. Să văd dacă merge, să-l pun pe televizor, băgăm niște Netflix, băgăm o treabă. Pe merge? Asta vreau să văd, că pe telefon n-a mers. Bine, hai. Ce? Mă schimb? Mergem în pat? Da. Ai întrebat dacă te dezbraci, nu dacă te schimbi. Nu, îmi zic dacă mă schimb. Ai schimbat. Până am pornit eu camera, ai schimbat. Schimba poezia. Mă moare. Și gata, pizza. Pizza pe repede înainte este făcută. Și acum voi veni cu ea la pat, la căței mei și ne uităm la Netflix. Și ne-am băgat la masă. Bun? Pe ce ai nevoie să mănânc în pat? Că n-aș buzi după aici. Ce aici, picioarele mele? Benic! Stai cel că poate bagă și el niște pizza. Fără pizza, cu țără. Voi mâncați în pat? Întrebare. Da, întrebarea de astăzi este, voi mâncați în pat? Nu, ne place să mâncăm. Mie mi-aduceam mami micul dejun la pat. Cam atât pentru astăzi. Mâine o să revenim cu Stockholm. Ne vedem mâine.